Ion a pregătit un proiect pentru mine. Și pentru noi, nu? Da, da. Și pentru voi. Și bineînțeles că l-am pregătit și pentru voi. Bun, haideți atunci să-l ascultăm pe Răzvan. Artur, te rog frumos să stai aici dacă vrei să pui întrebări. Mai tare, Răzvan. Mai tare. Cu fața la... Dar te întorci la noi puțin, Răzvan, ca să vedem și noi. Este așezat în galaxie, și cuprinde Soarele, Luna, meteorii, asteroizi și 8 planete. Soarele este și de atâta este datorită lui. Există viața pe pământ. Mai tare, așa. Bravo. Din câte știm noi, planeta Pământ este singura planetă pe care există viață. De ce există viață pe ea? De ce este singura pe care există viață? Pentru că este... Unde este așezat? Este prea aproape de soare? Este prea departe? Sau este așezată perfect, Răzvan? Este așezată perfect. La distanța perfectă față de... Soare. Sigur că da, la distanța perfectă față de soare. Da. E Mercur, Venus și apoi Pământ. Planetele, sistemul solar, Mercur, Venus, Pământ, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun. Plutonul. Pluto nu mai este trecută la planetele sistemului solar. A fost scoasă din... Pluto nu a fost năvestit, măcar n-a fost de altă planetă. Exact. Când nu te născusei tu, era considerată planetă. Corect. Așa că vezi că nu știi? Uranus. Poți mai tare, tata. Da. Venus este retumită. Mă, am să mâncase cum ai avea trezământ pământului și are activitatea vulcanică. Da. Pământul este retumită. Două secunde, stai puțin. Ia să vedem, Artur, mai zine ceva cu planetele cu viață, ce mi-ai zis tu mie. Mai tare. Marte există viață. Da. Pământul există viață. De unde știi? Am zis pe Marte există viață, nu pe Pământ. Și ce viață există pe Marte? A existat. Păi există sau a existat? A existat, dar cred că o să mai existe.
existe? Da, pentru că au fost. De fapt, a existat. Dar nu se știe. Pentru că numai pe pământ este apă. Ba da, și pe Marte este apă, numai că a secat doar pe Marte. Nu este apă deloc. Ba da, e subteran apa, numai că cetățenii de pe Marte au distrus planeta și după aia a secat apă și nu au mai putut bă, ia nimic după aia. Și planeta Rusie. Marte este denumită ca și planeta Rusie. Planeta Jupiter este cea mai mare planetă după Soare. Și după ce este în ea. Și are multe gaze. Saturn și Neptun sunt două planete înconjurați cu inele pe care se află praf și gheață. Praf și gheață, roci. Este la șapta planetă a sistemului solar și are multe stâlpi. Ne vedem de la planeta Pământ pe care există plasă și viață. Și este cea mai frumoasă planetă și acum și cu tine. Nu e nimic mult, așa, mele, pădure, copie, deală, drumă, planeta Pământ. Mai tare puțin. Planeta Pământ are 7 continente. 7 continente. Luna este satelitul Pământului. Natural al Pământului. Datorită ei și datorită ei. Primăvara, vara, toamna, iarna. Așa, asta este prezentarea mea despre univers. Vara, să ne-ați pus întrebări? Eu o să vă pun întrebări. Nu, el o să pună și la sfârșit tu te-a prezentat de ce. Să înțelegi tu. Da. De ce îl ales? Bravo! Bravo, Răzvan! Bravo, Răzvan! Bravo, Răzvan! A fost proiect de clasa a doua, a treia, da? Nu contează, putea să... Nu contează, putea să fie și al 10-lea, puteați tot să prezentați proiectul ăsta dacă vă plăcea, da? Super, mă! Jupiter mi se pare că e făcută din carne. Poftim? Nu, e făcută din carne. Mi se pare că e făcută din carne. Jupiterul, da, n-a fost atent. Jupiter are o pată mai de două ori mai mare decât Pământul. Da? Hai să vedem acum întrebări, dacă Răzvan are întrebări pentru voi, să vă vadă dacă ați fost atenți. Bine, o să vă văd dacă ați fost atenți sau nu. Ia să vedem. Ce întrebări ai pentru ei? Așezați-vă și voi așa cum sunteți. Lasă, pentru fiecare. Bun, ia să ascultă. Ascultați-mă pe mine. Hai. Mercur
Păi, întreabă-i ceva despre ea, despre planeta asta. Tu le-ai explicat, Răzvan. Acum întreabă-i pe ei. Da. Dacă, ce, pune-ne întrebări din ce ai povestit tu despre univers, acum lumea poți să-i întrebi pe copii. Care e cea mai rapidă mașină din lume? Lasă că să ajute asta, așa, numai că despre planete. Da. E plin de emoții, că-l văd. Da, lăsați-l că are și el emoții. Ia întreabă-i, cum se numește galaxia noastră, de exemplu? Cum se numește Calalatei? Lăsați-l să pună întrebarea. Cum se numește galaxia noastră? Alte întrebări, mai întreabă-i că ai spus foarte multe lucruri. Cum se numește planeta pe care locuim, va întreba? Sau? Sau? Cum a spus? Planeta albastră. Pământ, Terra, planeta albastră sau îi se mai zice și? Atâta vă arăt. Se numește și? Uran. Uran, cine-i Uran? Du-te și spală-te pe față acum, dacă zici Uran. Ca să te trezești. Du-te și spală-te pe față, care a zis. Sau plinde-ți spre Uran. Da, vreau. În barchea. Gata, gata, ai o pizza. Artur, ia vină așa. Hai, vină un pic, uite, dă rămas planșa. Vină un pic. Artur. Artur. Ai zis bine aici? Ai zis bine aici? A treia planetă de la? A treia planetă de Pământ. De la Soare. Da, despre Pământ vorbeam. Dar îi se mai zice și a treia planetă de la Soare. Are patru nume. Terra, Artur, 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 care este cea mai apropiată planetă de Soare, să ne spune Mălina? Mălin. Mălin, care este cea mai apropiată planetă de Soare? E greșit. De ce e greșit? Mălin, Anastasia. Nu pot să te așezi lângă mine acum, nu pe masă. Spune cum? Anastasia, de ce te joci și nu ești atentă? Dacă vrei să afli, uită-te pe proiect. Uită-te pe... Dar nici nu știe despre ce e vorba. Uite, zici că acum e picată de sus. Atunci să-mi răspundă. Cine să-ți răspundă? Ia pun-o pe Grace, că vorbeam amândouă. Să vezi, să vezi că nu am fost atent. Ia atunci să-mi răspundă Grace, care este cea mai apropiată planetă de Soare. Ia să vedem. Ia să vedem. Hai că știu că știi că știe, cum știai că știi și tu. Ia întreabă pe Marea Groță. Pune pe cine știe. Eu? Da, ia întreabă, să vedem, știe care este cea mai apropiată planetă de Soare. Marea Groță, care e cea mai apropiată planetă de Soare? Nu merge cu... Riana, care e cea mai apropiată planetă? Opaschi? Acum el. Că știe de ce. Răzvan. Răzvan? Bărbie? Bărbiță? Eu știu bărbiță? Cel mai tare. Da, acolo unde s-a lovit. Acolo unde s-a lovit, da, zic așa. Hai, da. Răzvan, ia spune-ne. Cea mai apropiată planetă. Cea mai apropiată planetă este Mercur. Cea mai apropiată planetă este Mercur, sigur că da. Mă doresc să-l apropiată. Că știu că e. Și eu știu că e.
A ieșit Mariște. Liniște, ia faceți liniște puțin. Faceți liniște puțin, copii. Bun. Cum ai ieșit tu? Imediat. Da? Gata? Bun. Vreau să-l aplaudăm pe Răzvan, nota 10. Foarte bine a prezentat. Proiectul a fost unul de clasă mai mare, de clasa a doua sau de clasa a treia chiar, cu atâtea informații. Foarte bine, bravo! Bravo, Răzvan! Da, să ne spui... Ce anume ar fi cadoul? Să ne mai spui cu cine l-ai făcut. L-ai făcut singur, ți-a ajutat și mami și tati. Unde l-ai mai făcut? Am mai făcut... Cine te-a mai ajutat la el? Ca să mai iei? Cine te-a mai ajutat? Ami. Te-ai descurcat și tu, într-adevăr. Bun. Bravo. Bravo. Bun, haideți să strângem și noi, vă rog, pernuțele. Nu, 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 ducem pernuțele și coborâm la... Ia. Le rupem.